Pe site-ul inspectoratului școlar județean Maramureș, la butonul dedicat înscriere din clasa pregătitoare, au fost publicate mai multe informații, respectiv este publicată metodologia specifică înscrierii copiilor în clasa pregătitoare, de asemenea procedura cu privire la modul de constituire a formațiunilor de elevi, de asemenea sunt publicate modele de cereri pe care pot să le completeze părinții pentru diverse situații și de asemenea avem publicate circumscripțiile școlare și planul de școlarizare propus. În condițiile acestea, noi trebuie să precizăm că pot să fie înscriși în învățământul primar atât copiii care au frecventat grădinița, cât și cei care nu au frecventat grădinița, spre exemplu, cei care s-au întors din străinătate, da? Și lucrul acesta se va realiza conform calendarului specific. În această perioadă, părinții pot să afle mai multe informații despre unitățile de învățământ unde ar urma să-i înscrie pe copii. Sunt postate pe site-urile unităților de învățământ informații cu privire la clasele pregătitoare care sunt propuse. Pentru anul școlar viitor sunt imagini de la activități, alte informații prin care ar putea să vină în sprijinul părinților. Și de asemenea reținem faptul că prima etapă a calendarului de înscriere este prevăzută pentru perioada 11 aprilie-10 mai. Este important să rețină părinții de asemenea că dacă există cazuri în care adresa lor de domiciliu nu se regăsește în circumscripția școlară care este afișată pe site-ul nostru, pot să se adreseze unității de învățământ care este cea mai apropiată de domiciliul dumnealor, iar unitatea de învățământ ne va informa, e vorba de a transmite o informare către Comisia Județeană de înscriere în învățământul primar. Și după aceea se va rezolva tot ce ține de includerea tuturor adreselor în circumscripțiile școlare. De ce spuneam lucrul acesta? Pentru că prin faptul că s-au construit și alte imobile pe diverse străzi, poate nu toate sunt cuprinse ca număr în situația pe care noi o avem. Dacă sunt copii care împlinesc 6 ani după data de înscriere, prevăzută pentru calendarul de înscriere, prima etapă, părinții pot să solicite înscrierea și se va face o evaluare psihosomatică a copilor de către CJRAE, Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică și Resurse Educaționale Maramureș.